măcar pe 2, dar are și pe 9 și pe 3, deci nu, nu merge. Deci mai departe. 70 și... 73, nu știu. Deci 73, de ce ai pășit peste el? 73 nu ai zis. Care e motivul? De ce crezi tu că 73 nu poate să fie prim? Pentru că... Are vreun divizor? Găsești tu la 73? Cât oricât fac 73? Păi, de-aia eu aș putea să zic că nu. Păi, unul și el însuși nu discuteam asta. A, nu. Că păi este deci tu gândește dacă 70 și cât ai zis? 73, da, merge. Îl luăm aici, că este număr prim, n-are divizori. 73. Deci nu are divizori. 73, apoi. 7. Și vreau să mă asigur că nu zic greșit. Păi nu, stai, nu înțeleg nimic ce spui. Dar analizează-mă și doar nu spune la întâmplare. Motivează. 74 de ce nu este? De ce nu este? Poate? 74... Păi mai stai pe gând. Este propriu. Este prim? Este prim, da. Păi nu se bate la 2, că în ultima cifră e par. De ce le par? Nu le poți lua în seamă. Niciunul nu este aici par. Totdeauna, deci 74 nu are ce discuta. Pentru că se împarte la 2. Că în ultima cifră e 0, 2, 4. Dar nici la 5. Păi și nici la 5. Dar se poate la 2. La 2 sunt, eu sunt speriat că am găsit. 76. Mă nu stai că zic prostii, mă. Ia să vedem, 79. La 2 nu, la 5 nu. 2 și 5, obligat. Da. Acum există pericol pentru 3 și pentru asta duri. 7 și cu 9? 7 și cu 9, 6. Pe 10 nu se împarte la 3, nici la 9. Deci e scăpat de 3 și de 9 și de 2 și de 5. Există, cât ai zis, 79. 79, să-l trecem, nu? Este prim, nu are alt divizor, 79. Apoi, altul. Mm. 81. La 9 nu e 81. Plus 9 face 20. 82. De ce? Pentru deci... că tot împărțit la 2 face 4. Nu, ce înseamnă 82? 82. Vezi 82? Ultima cifră cât este? 2. Păi dacă e număr par, azi eu nu mai intră în discuție că se împarte la 2. Deja... 83. Da, eu îmi spun, tu hotărăști, 83. La 3. Nu mai îmi spune așa, la 2 se poate, 83? Nu, nu. La restul nu. Ultima cifră este... 3. Un număr impar, da? Da. 3. La 5 se poate? La 5... 83. Nu. Nu, că nu e 5 sau 0. Acum s-a rămas pentru 9 sau 3. 83 înseamnă 8 și 3. La 9 nu se poate. Nu se poate la 9. La 3. 11 nu se poate la 3. Deși 83 intră în discuția noastră. Și 83. 88.
87. 87. Adică dacă analizăm 4, nu 5, nu 6, nu 7. 87. Deci 87. Așa. Care a rămas după 87? La 2 și la 5, nu. La 3, 8 și cu 9. Ce face 8 și cu 9? 17. 8 și cu 9, 17 și... Și nu se împarte la 3, nici la 9. Și atunci 89 ar intra în discuții, că n-are alți divizori. La 7, ia să vedem dacă se împarte. 7 o dată și rămâne 19 și nu se parte la 7. Deci 89. Acum ar veni să trecem la 90. 91. Cred că merge la 7. 7, 9, nu merge la 2, nu merge la 3, nu merge la 5 și la 9, dar la 7 merge. Că vine 9, 7, 9, dar... 21 și 21 împărțim la 7 de 3. Și îl desembate. Deci nu-l putem lua pe 91. Următorul? Următorul ar fi... 93, nu, 94, niciun caz, că nu niciun caz, e 2, da. 95, nici să nu ne gândim. Da. 96, nu. 97. 97. Ia să vedem 97. 2, 3, 5, 9, 9, 7, 16, da? Nu se împarte, dar la 7 s-ar împărți. Deci, o dată și pe urmă, 27. Am împărțit la 7, nu, dar restul nu. Cum, 27? Împărțit la 7. 27 împărțit la 7, nu merge, nu? E perfect. În concluzie, e bun și acesta, 97, da? Da. Și gata, ne-am apropiat. Da, ambulată. Da, că ne-am apropiat de suflet. Acestea sunt numerele prime. Hai să le pun. Deci 1, 2, 3, 5, 7 sunt numerele prime până la 100. Deci acestea sunt numerele prime până la 100. Și acum, fiindcă am discutat asta, ai înțeles acum, când se dă un număr și vezi, cercetezi dacă este sau nu prim, înseamnă că lei și știi foarte bine dacă studiezi, ai aplicat criteriile și ai constatat că nu sunt parte nici la 2, nici la 3, nici la 5, nici la 7 și la 9, când lei la numele prime, încep urmă la 7, la 11, la 13, la 17, la 19, așa am făcut de fiecare dată. Până oară, să se studieze, ca temă la ție și prietenilor noștri, să se studieze dacă numărul, eu dau la întâmplare, dar n-aș vrea să-l dau la 3 și la 9, nici cu 5, nici cu 2. Domnule profesor, mă puteți să ajuta sau să facem... Deci, tu mă întrebi și la tema ta. Să se studieze dacă 400 17 nu-mi place, că 4 și 1, 5 și cu 7, 12 se împarte la 3. Nu. Dacă 317 este sau nu număr prim. 3 și cu 1, 4 și cu 7, 11. Deci să cercetăm, să se cerceteze dacă 317 este
Prin... Adică... 317 prim? 317 este prim? Întrebarea ar fi asta. Și urmează să studiem și să luăm toți divizorii. Am dat să ne la baie, vă rog? Da, te rog. Și acum o să vedem tema ta rapid. Deci am văzut despre numele prime, dragilor. Deci știm ce înseamnă numere prime. Sunt acele care nu au divizori. Este esențial să știm acest lucru, pentru că la fracții, când vom avea de simplificat fracții, trebuie să ajungi la fracția ireductibilă, adică între numărător și numitor să nu am niciun divizor comun. Ei, pentru ideea asta trebuie să știu ce înseamnă divizorii unui număr și cele două numere să fie prime între ele, adică să nu admite vreun divizor comun, cum spuneam mai devreme. Asta am de-a face cu o fracție ireductibilă. Și n-aveam cum să trec la operații cu fracții dacă nu știam foarte bine ce înseamnă divizorul unui număr. Că ne spune, vom spune, simplificăm fracția. Păi prin cine se vrea? Printr-un divizor comun. Dar ce era divizor? Deci, vedeți? Încerc așa să construiesc lucrurile, încât să vedem exact... Facem și la algebră și la geometrie? Facem la algebră un pic întâi și urmă ne gândim și la geometrie. Deci la algebră mă interesează ce probleme ai avea tu de propus. Pe unde ești? La mulțimi? Pe unde ești tu acolo? La mulțimi, da. Da? Hai să scrii mulțimi. Și trebuie să nu poți și un colimărat cu mulțimi. Până când el îmi vine pe ieșițile, haideți să ne amintim ce înseamnă o mulțime. O mulțime înseamnă o colecție de obiecte, mai multe obiecte la un loc. Nu știm ce înseamnă mulțimea băncilor dintr-o clasă, mulțimea elevilor care poartă ochelari, mulțimea... Deci, o mulțime poate fi dată prin enumerarea obiectelor respective, adică mulțimea mare, egal cu elementele 2, 3 și 7, să zic, le-am precizat concret, sau pot să indic o proprietate comună. Deci, mulțimea B mare, egal cu toți acei X, cu proprietatea că X-ii se divid la 3. Și X-ii sunt mai mici decât 10. Deci, mă refer la toți X-ii care se divid la 3, se împart exact la 3, sunt mai mici ca 10. Și atunci, eu ce am înțeles aici? E vorba de ce numere nu le-am indicat concret, ci am indicat proprietatea lor, că se împart exact la 3. Și atunci, o să iau pe 3, pe 6 și pe 9. Am indicat ce proprietate? Doar acei X care sunt mai mici decât 10 și se împart exact la 3. Altfel spus, aici 3 dividi pe X, puteam să iei. Și te rog acum să îmi dai tema pentru mine. Deschidem. Nu, mâine am geometrie. Măi, am spus la algebră ce să facem câteva exerciții cu mulțimi de acolo și cum ne ducem și la geometrie. Așa, din culegere, cred că mi-a dat să mă uit. Așa. Am și curățit, am și... Pentru asta, în sub.